O prognoză reactualizată pentru acest final de an, un final de an foarte cald, mai ales aici și în România, dar și în Europa, dacă e să comparăm cu ce se întâmplă în Statele Unite acolo, e zăpadă, e ceva ceea ce locuitorii din statul New York n-au mai văzut de foarte, foarte multă vreme. Grade, bună seara, doamna Matescu, vă mulțumesc pentru această intervenție. Vom avea 14 grade de revelion? Bun găsit, într-adevăr, o vreme deosebit de caldă pentru ultimele zile din luna decembrie, dar și debutul noului an 2023. Și, într-adevăr, valorile de temperatură la nivelul maximelor în următoarele zile se vor situa frecvent între 6 până la 14 grade. Și vorbim chiar de noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie 2023, cu temperaturi minime în general pozitive, cu cele mai ridicate valori în partea de vest a țării până la 6-7 grade. În restul regiunilor, valori între 0 până la cel mult 4-5 grade, cu o minimă. Adică cei care vor să facă revelionul în stradă n-au nicio problemă să asiste la concerte și așa mai departe. Inclusiv în capitală, valorile vor fi pozitive, 2-4 grade. Și iată, așa cum a fost și sărbătoarea Crăciunului, cel puțin pentru capitală, cea mai călduroasă zi de 25 decembrie din istoria măsurătorilor meteorologice, vremea mai caldă decât în mod obișnuit continuă și pentru următoarea perioadă și rămâne de interes cel puțin până în jurul datei de 10 ianuarie 2020. Mă uitam așa ca și statistică, doamna Matescu, când am avut decembrie călduros, ne-a lovit ninsoarea pe la final de februarie. E posibil să se întâmple și anul ăsta la fel? Da. Nu excludem să avem în a doua parte a iernii, cel puțin așa cum arată datele până în jurul datei de 16 ianuarie, când vorbim de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, ca în a doua jumătate a anotimpului de iarnă să avem și intervale în care fenomenele specifice anotimpului de iarnă să fie cele despre care vorbiți și dumneavoastră, cu strade zăpadă și în zonele mai joase de relief și cu fenomene de viscol, dar cu siguranță vom actualiza pe măsură ce ne apropiem de intervalele respective. Și mai am o întrebare, pentru că toată lumea cred că a văzut imaginile astea din statul New York, în America. Mă uitam în zona Buffalo, acolo unde e cea mai afectată zonă, ca longitudine 42, noi suntem 45, adică suntem mai sus. Cum e posibil ca la o longitudine similară cu a Bulgariei și Greciei, să spunem așa, ei să aibă vremea asta cu temperaturi foarte scăzute, cu fenomene polare, aș putea spune, și în Europa și în România să fie 14-18 grade pe longitudini, mă iertați, mai înalte? Cu siguranță, masa de aer polară în zona respectivă, asociată și cu gradul de umezeală, având în vedere condițiile specifice, au determinat și geneza și modul de manifestare al ciclonului Pompo, care afectează acum această parte a globului. Europa însă traversează o perioadă cu o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, pentru că masa de aer de origine tropicală rămâne pe un blocaj anticiclonic de interes în această parte, la latitudini mai coborâte, și cu siguranță afectează inclusiv partea de sud-est, zona în care ne aflăm și noi. Mulțumesc mult pentru această intervenție!